Asemenea slujire frumoasă pe care am auzit-o cu urechile noastre, Dumnezeu este acela care, iată, a binecuvântat tinerele noastre să miște cu atâta măestrie arcușul pe aceste corzi, în așa fel încât să iasă această melodie frumoasă. Și apoi să mulțumim Domnului că și nouă ne-a dat urechi să putem auzi asemenea ureche, muzică frumoasă, să putem să lăudăm pe Domnul pentru toate lucrurile minunate. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta! Slăviți să fie Domnul pentru tot ceea ce a fost până aici în mijlocul nostru. Domnul ne-a binecuvântat cu un har minunat. Onorat să fie numele Domnului. Acum vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc un pasaj din Sfântul Cuvânt, din Luca, din capitolul 15. Voi citi pilda fiului risipitor, o pildă foarte cunoscută de către noi, dar în această după masă nu o să scot câteva învățători, poate puțin diferite față de ceea ce am fost obișnuiți până acum, dar haideți să citim acest pasaj, iar apoi vom intra în textul citit. Luca 15, începând cu versetul 11, pagina 1010, cuvântul Domnului ne spune așa. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis la ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a zis, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pe care, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reașezați. Dragii mei, în această după masă, aș dori să privim la pilda aceasta puțin diferit față de cum am privit până acum. Și anume, în această după masă, aș dori să ne uităm la casa acestui tată care a avut doi fii, iar casa aceasta s-o denumim biserica. De data aceasta vom privi la casa aceasta și vom folosi această imagine a bisericii. Iar dați-mi voie în această după masă să folosesc imaginea tatălui ca și părinții spirituali din biserică. Sigur că de obicei avem această imagine a tatălui, nu ca Dumnezeu care își așteaptă fiul risipitor să se întoarcă, dar dați-mi voie să folosesc această imagine, de data aceasta, ca și o imagine a bisericii, o biserică locală, ca și a noastră, ca și casa aceea în care tatăl avea doi fii. Pentru că, dragii mei, fiecare dintre noi, cred că putem face această imagine și înțelege această imagine că biserica este ca și o casă, nu-i așa? Și noi, ca și oameni care suntem botezați, care avem experiență în viața de credință, putem fi considerați într-un fel sau altul părinți spirituali pentru cei care sunt în casa noastră, în biserica aceasta, dar încă n-au pășit, n-au făcut actul botezului sau poate l-au făcut, dar sunt la început de credință și mai au șchiopătările aferente debutului în viața de credință.
De aceea, în această după masă, aș dori să prezint din punctul acesta de vedere câteva lucruri, în așa fel încât să înțelegem menirea noastră ca și biserică și responsabilitatea noastră ca și părinți spirituali. Știți că noi uneori neglijăm această datorie de părinți spirituali. Neglijăm și uităm că datoria noastră a tuturor este să avem grijă de copiii bisericii, nu doar părinții fizici, cei care au copii. De aceea, în această dupămasă, nu mă voi referi la părinții fizici, chiar dacă pe aici, pe acolo, se poate, eu știu, desprinde învățături, inclusiv pentru părinții fizici. Eu, de data aceasta, voi avea abordare, pentru că datoria mea este, înaintea bisericii, să prezint și ceea ce responsabilitatea pe care o avem noi ca și părinți spirituali. Ca și tatăl din această pildă pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o, aș dori și noi să ne asumăm acest rol de părinte spiritual, de părinți spirituali, cărora Dumnezeu ne-a dat în încredințare acești tineri, acești copii pe care avem printre noi. Și să vedem că e datoria noastră, nu doar a părinților fizici, este dincolo de datoria lor, este și datoria noastră să facem ceea ce trebuie să facem ca ai noștri copii să crească plăcuți înaintea lui Dumnezeu. După cum ați observat în psalmul 78, psalm pe care l-am citit, acolo scrie cuvântul lui Dumnezeu că datoria tuturor părinților era să învețe pe toți copiii. Datoria națiunii întregi era să-și învețe copiii, urmașii care vin, legile lui Dumnezeu, iar ei aplicându-le în viața lor, când vor crește și ei mari, să învețe la rândul lor pe cei care vor veni după ei. Deci, într-un fel sau altul, dragii mei, nu suntem în afara acestei datorii. Nu suntem scutiți de această datorie înaintea lui Dumnezeu să ne ocupăm, să fim interesați și de cei care sunt în bisericile noastre, în biserica noastră, chiar dacă încă n-au făcut botezul, încă n-au făcut pasul botezului, sau așa cum spuneam, poate sunt la început. Sunt datoria noastră și veți vedea că înaintea lui Dumnezeu vom da socoteală de ei. Sigur că uneori noi ne gândim așa și facem greșeala pe care a avut-o altă dată Ezechia. Cred că vă aduceți aminte de Ezechia, a fost împăratul lui Israel, omul acela care a făcut ceea ce este bine pentru o bună perioadă din viața lui. S-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și omul acesta s-a implicat mult în dezvoltarea națiunii lui Israel. Numai că Dumnezeu la un moment dat îl încearcă. Așa cum fiecare biserică, fiecare familie, fiecare om trece prin încercare. O încercare în care omul să-și aducă aminte pe ce se bazează el în existența lui. Care este adevărata valoare a vieții lui. Și omul acesta trece și el, împăratul, trece printr-o boală. Printr-o boală necruțătoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că vine prorocul Isaia la el și spune: pregătește-ți casa, că o să mor. Omul acesta se întoarce cu fața la perete și se roagă lui Dumnezeu implorând milă. Domnul îl ascultă, așa cum de multe ori și pe noi ne ascultă Domnul și arată milă față de noi. Mulțumim Domnului pentru mila sa. Și omul acesta primește îndurare de la Domnul și Domnul trimite înapoi pe Isaia la el și spune: vei mai trăi, vei mai avea încă viață de trăit, vei mai avea ani în care să poți să trăiești. Și așa se întâmplă. Omul acesta primește vindecare din partea lui Dumnezeu. Oamenii din jur aud, inclusiv din țara Babilonului, oameni din străinătate, cum am putea spune, de la împărăția vecină, aud minunile lui Dumnezeu. Pentru că, da, minunile lui Dumnezeu se aud. Se aude despre ce se întâmplă în această biserică și în afara bisericii. Minunile lui Dumnezeu se duc și se răspândesc. Domnul să ne ajute să putem să răspândim minunile Lui în jurul sau în afara bisericii. Și nu altceva. Domne, ajută-ne la aceasta. Și sigur că cei din Babilon aud această veste și se gândesc oamenii aceștia ca și oameni de bun simț să meargă și să-l fericite pe omul acesta. Să meargă la el și să-i spună cuvinte de apreciere, să fie martor și ei, să vadă cu adevărat că Ezechia a fost omul acela care a primit binecuvântare și vindecare din partea lui Dumnezeu. Și așa fac. Oamenii aceștia merg, ajung la Ezechia acasă și în momentul în care ajung la Ezechia, Ezechia și ce face? Începe să se laude cu ce are el, cu bogățiile lui. Semn că nu și-a învățat lecția din experiența dureroasă prin care a trecut. Prin momentul în care era să moară, el n-a învățat lecția în care să-și pună încredere în Dumnezeu și pe mai departe. Așa cum făcuse până acolo. Dar acum, datorită faptului că au venit oamenii aceia să-l vadă, a zis: oh, stai să vă arăt eu ce am pe aici. Stai să vă arăt cât de bine arată împărăția mea. Stai să vă arăt cât de bine e și totul cât de bine arată. Și a început să se laude. Să se laude cu împărăția. Să se laude, eu știu, cu una și cu alta. Și au văzut oamenii aceia ce nu trebuiau să vadă, au văzut totul.
Și cuvântul Domnului spune că s-a supărat Domnul pe Ezechia pentru lucrul acesta. Pentru că în loc să se laude cu Dumnezeu, s-a lăudat cu ceea ce avea. În loc să spune că Dumnezeu a fost acela care l-a vindecat, să glorifice pe Dumnezeu în fața prietenilor lui, el s-a lăudat cu ceea ce avea. Uneori aceasta este greșeala noastră. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ierte de greșim așa și întotdeauna să ne lăudăm cu Domnul nostru, că mare și bun este. Dar Domnul se supără pe Ezechia și cuvântul Domnului spune că îl trimite înapoi pe proroc și îl atenționează și spune ce ai făcut, ceea ce ai făcut, l-a întristat pe Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că Ezechia a fost acela care s-a uitat la ceea ce s-a întâmplat acolo, la cuvintele Domnului și vedem că Domnul s-a supărat și a spus, uite, vor veni momente de prigoană peste poporul acesta datorită faptului că tu n-ai vorbit despre mine, ci ai vorbit despre alte lucruri. Și așa se vor întâmpla lucrurile și vor fi probleme serioase. Și după ce aude Ezechia lucrul acesta, după ce află lucrul acesta Ezechia, cuvântul Domnului spune că Ezechia cumva a zis, bine că nu-i pe vremea mea. Acum, eu o să mă încheie liniștit treaba, bine că nu-i pe vremea mea. Că o fi pe vremea celor care vin după mine, nu mai îmi pasă. Mie îmi pasă ca pe vremea mea să fie pace. Dragii mei, acest sindrom ca pe vremea noastră să fie bine este un sindrom păcătos, un sindrom care îl supără pe Domnul și un sindrom de care trebuie să scăpăm cât mai repede. Pentru că nu avem datoria să ne gândim numai la vremea noastră, avem datoria să ne gândim și la ce urmează după noi. Ezechia nu s-a mai gândit, ci cuvântul lui Dumnezeu spune că fiul lui Manase, după ce Ezechia a murit, fiul său ajunge la 12 ani împărat. Omul acesta domnește 55 de ani la Ierusalim și fiul acesta a unui om mare al lui Dumnezeu, al unui om care a văzut minunile lui Dumnezeu, cum puțini oameni au ocazia să vadă în viața lor, omul acesta, tânărul Manase, la 12 ani ajunge împărat. 55 de ani domnește la Ierusalim și Biblia ne spune despre el că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cine mă? Manase, copilul lui Ezechia să facă așa ceva? Durerea și răspunsul dureros este că da, copilul lui Manase a făcut așa. La 12 ani a ajuns împărat și din păcate 55 de ani au fost extrem de dureroși pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că de la împărat la tot poporul s-a răspândit răul în poporul lui Dumnezeu. Și într-adevăr a venit vremuri grele peste poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, Ezechia s-a mulțumit să fie bine pe vremea lui și nu l-a interesat. Și într-adevăr așa a fost. După ce a plecat el, n-a mai fost nimic. Această după masă, aș dori să ne gândim la fel cum acest tată, din pilda pe care am citit-o, și-a dat seama cât de important este să-și aibă copiii lângă el. Cât de important este să pună preț și la cei care vin după. Și la cei care vin și urmează să vină după. Și sigur că, uitându-ne la această pildă, observăm în primul rând două categorii de oameni, două categorii de copii, și anume unul care pleacă și unul care rămâne în casă. Și ar vrea să le împart aceste două categorii în încă alte două, în așa fel încât să înțelegem mult mai bine această lucrare și responsabilitatea pe care avem. Și vreau să vorbesc despre categoria celor care pleacă, sunt împărțiți în două și ei, și anume cei care pleacă și nu se mai întorc, e o categorie. Și o categorie pe care, din păcate, am avut-o în mijlocul nostru și trebuie să fim atenți la lucrul acesta cât mai bine. Iar a doua categorie din cei care pleacă este cei care pleacă, dar revin. Revin. Și ne rugăm ca toți care au plecat să revină. Amin? Amin. Iar apoi vom vorbi și despre cei care rămân în casă. Dar haideți să luăm prima oară cele două categorii a celor care pleacă. Iată, dragii mei, în această pildă ne arată cuvântul lui Domnului că a fost un moment în care unul din copii, cel mai mic, neașteptat, s-a hotărât să plece. Motivul pentru care a plecat acest tânăr și prima categorie despre care vreau să vorbesc este categoria celor care pleacă și nu se mai întorc. Nu știu care au fost motivele pentru care a decis să plece. Nu știu care sunt motivele pentru care cei care pleacă decid să plece și nu se mai întorc. Am putea spune că sunt multe motive. Poate una dintre motive este faptul că au trăit o experiență dezamăgitoare. Poate n-au înțeles cum trebuia să înțeleagă pe Dumnezeu și în mintea lor consideră că Dumnezeu i-a dezamăgit și nu mai merită să se apropie de Dumnezeu. Poate că biserica i-a dezamăgit și în loc în biserică să găsească un mediu, un cadru în care să fie ajutat, să fie, eu știu, poate atunci când calcă strâmb, să fie atenționat cu înțelepciune, sau poate, eu știu, câteva situații care s-au întâmplat, i-a rănit grav și lucrul acesta i-a decis să plece. Nu știu.
Poate eu știu, în familie lucrurile n-au fost așa cum trebuie să fie. Și pentru că n-au fost așa cum trebuie să fie. Poate au văzut duplicități acolo în familie. Una la biserică erau părinții și alta acasă, nu e așa? Poate se întâmplă așa. Și copilul când crește zice, nu, așa nu vreau. Asta pocăință nu vreau. Nu știu care sunt motivele. Poate atracția unui anturaj din lumea aceasta. Că anturajul este extrem de puternic, mai ales atunci și cel mai mult are efect asupra celor care de obicei sunt singuri. Anturajul creează mediul acela foarte prietenos și ademenitor, unde dacă intri, capeți oarecare valoare, oarecare apreciere, te simți cineva și sigur că în acel context apar și păcatele, nu? Hai să încerci una, hai să încerci alta, hai să vezi cum e cu una, hai să vezi cum e cu alta. Și poate și anturajul să fie pentru unii atractiv, care i-a atras atât de mult, așa cum s-a întâmplat cu acest tânăr, nu a plecat, s-a destrăbălat, a cheltuit toți banii părinților și a făcut de cap pe unde a mers. Și lucrul acesta a fost dăunător pentru ei. Și poate să fie pentru unii anturajul. I-a prins și atât de tare i-a prins încât nu mai pot ieși de acolo. Nu mai pot ieși. Pentru că așa vine păcatul. Prima oară vine cu o ofertă, după aia vine cu o ață mică, după aia ața mică se transformă într-o frânghie și apoi într-un lanț. Nu, mai scapă de lanț dacă poți. Și sigur că unii sunt prinși acolo și nu știu că este soluție, nu poate, nu interesează o soluție și sunt pierduți. Dragii mei, această categorie este o categorie care ne întristează cel mai mult. Și anume, cei care pleacă și nu mai vin. Dragii mei, știți că sunt din mijlocul nostru oameni care au plecat și nu mai vin. Mă întreb, oare care este datoria noastră și ce trebuie să facem în această situație? Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem, două am identificat eu, sunt mai multe, dar două am identificat în această situație. În primul rând, dragii mei, trebuie să ne verificăm dacă nu cumva suntem noi motivul pentru care ei nu vin. Ar trebui să ne facem o foarte sinceră verificare, ca și comunitate și ca și biserică, dacă nu cumva noi suntem motivul pentru care ei nu vin. Și dacă am identificat, sincer, înaintea lui Dumnezeu, acest motiv, va trebui să-l corectăm în așa fel încât să nu mai avem alte victime datorită neîndreptării noastre. Iar a doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne rugăm în continuare pentru cel care nu mai vine. Pentru că cine știe? Poate Dumnezeu nu va aduce odată. Datoria noastră este să nu încetăm rugăciunea pentru cei care nu mai vin. Datoria noastră este să nu ne oprim în a insista înaintea Domnului. Doamne, îndură-te de el și adu-l înapoi. Mi-a plăcut de acest tată că a stat în fața ușii casei lui, fără să se oprească, fără pauză, a stat în fața casei lui. Tot ce spuneau, nu mai vine, care bani, ăsta nu mai se întoarce. Cum să se întoarcă din țara aia bogată? Cum să mai revine el de acolo? Nici poveste. Stai tu, bătrânule, degeaba în fața porții, că nu se va mai întoarce. Dar omul acesta a stat acolo cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat în continuu ca Domnul să-l aducă înapoi. Și, dragii mei, consider că aceasta este și datoria noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Este datoria noastră să continuăm să ne rugăm pentru cei care nu mai vin. Când ne oprim această rugăciune, dragii mei, consider că este un lucru grav și ne-am pierdut această calitate de părinți spirituali. Părinții continuă să se roage pentru copiilor, indiferent de unde sunt și indiferent de ce fac. Indiferent de unde au ajuns și indiferent ce se întâmplă cu ei acolo. Nu contează asta pentru părinți. Părintele continuă să se roage. De aceea, dragă biserică, mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute această rugăciune să nu dispară niciodată de pe buzele noastre. Amin. A doua categorie este categoria celor care pleacă și se întorc. Această categorie este categoria care se încadrează între cei pe care îi considerăm tineri care au o perioadă de rebeliune. Se întâmplă în cazul unora că apare rebeliunea. Nu știi din ce cauză, dar parcă sunt neînțeleși. Nici ei nu se înțeleg pe ei, vieții de ei, nimeni nu înțelege. Și există această perioadă de rebeliune. Acum, în această perioadă de rebeliune, sigur că ne pare rău că ne părăsesc o perioadă. Ne pare rău că îi vedem că pleacă și ne doare sufletul de faptul că, datorită faptului că au anumite frământări interioare sau, eu știu, anumite lucruri pe care nu și le explică, aleg alte lucruri și încearcă să-și găsească sens în viață. Încearcă să probeze și pe una, încearcă să probeze și pe alta, nu vede bine nici acolo, nu vede bine nici acolo și până la urmă ajunge la concluzia la care ajunge acest tânăr, mă, stai un pic, că
Orice aș face, până la urmă, împlinire n-am în lumea asta. Oriunde aș merge, n-am niciunde și nu găsesc liniștirea sufletului meu. Orice aș încerca, mă ajută un pic, dar nu e ceea ce îmi doresc totuși pentru sufletul meu. Și aceștia, după o perioadă de rebeliune, Dumnezeu îi cercetează și se întorc. Și asta este o minune. Slăvit să fie Domnul pentru faptul că El cercetează. Place atât de mult această imagine din Sfântul Cuvânt. Dacă ne uităm în Sfântul Cuvânt, vom vedea faptul că la un moment dat Domnul Iisus Hristos ne vorbește, tot aici în Luca, în capitolul 15, la un moment dat ne vorbește despre faptul că una dintre cele 100 de oi se pierde. O singură oaie se pierde din cele 100. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când această oaie s-a pierdut, spune că păstorul lasă cele 99 de oi și pleacă în căutarea celei pierdute. Vreau chiar să ne uităm în Cuvântul Sfânt, în capitolul 15, Luca 15, de la versetul 4, să ne uităm, spune, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe cele 99 pe islaș și se duce după ce a pierdută până când o găsește. Iată, vedeți, dragii mei, abordarea pe care o are păstorul atunci când este vorba de oile sale, nu? El când pierde una, nu zice, mă, s-a pierdut, las. Bine, și așa era din aia care nu prea stătea locul lui. Ne așteptam să se pierdă. Nu, el nu face așa. Și spune, s-a pierdut, nicio problemă, mă duc să o caut. Și spune că așa e rațional și logic. Zice, care om care are 100 de oi și pierde una, nu le lasă pe cele 99 și se duce după aia. Care om nu face așa? Da, noi cam toți facem așa, dar spune Domnul, care nu face așa? Așa e normal, să mergi, să o cauți pe cea pierdută. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul face așa. Și ăsta e har, să vii să fie numele Lui. Spune că după ce, spune, a mers până o găsește, atâta se duce după ea, până când o găsește. Deci nu se lasă în această căutare. Să știm și să avem credință în Domnul că îi caută pe cei care nu mai sunt în mijlocul nostru, până când îi găsește. Și spune, și după ce a găsit-o, spune, o pune cu bucurie pe om. Iată, o pune cu bucurie pe om. Nu aruncă acolo. Hai, bine că te-am găsit. Vine încoace. Hai, pac, o trage după el. Nu așa face. Ci cu bucurie o pune pe umeri, spune Biblia, și când se întoarce acasă, își cheamă prietenii și vecinii și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia cea pierdută. Nu? Și spune mai departe, tot așa vă spun, că va fi multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. O, ce dur verset! Oameni care spun, eu sunt bine, eu sunt sfânt, ăla e rău. Și spune că Domnul se bucură că pentru el, el se duce să-l caute, să-l aducă înapoi și zice că când îl aduce înapoi, cerul se bucură. Ciudat că biserica nu se bucură. Cerul se bucură. Cele 99 de oi se uită, pe asta ai dus-o înapoi? Păi numai necaz mi-a făcut. Pe asta tu aduci înapoi? Spune, cerul se bucură. Păstorul împreună cu prietenii lui, cu vecinii se bucură. Și spune, am găsit-o, să ne spus de bucuros. Pe când celelalte 99 de oi se uită așa, crunea, ce ai venit înapoi. Dragii mei, atunci când vorbim despre cei care se întorc, ar trebui să învățăm două lucruri, înțeleg din Cuvântul Sfânt. În primul rând, ar trebui să avem această inimă de acceptare. Doamne, dă-ne inimă de acceptare. Cei care revin înapoi, gândiți-vă că au revenit înapoi datorită faptului că Domnul s-a îndurat de ei. Adică acolo este lucrarea Domnului. Este lucrarea Duhului Sfânt. Nu este altceva decât o lucrare autentică a Domnului, lăudat să fie numele Lui. Și ei când vin înapoi, nu vin ca și oameni perfecți. Nu vin ca și oameni care și-au învățat toate lecțiile. Au învățat ei una, două, dar nu toate. De aceea au nevoie de acceptare. Imaginați-vă oaia aceea care a plecat și a fost prinsă prin nu știu ce scăieți, prin nu știu ce situații. Și păstorul zice, o ia și o pune, dar atenție, nu o curăță acolo. Nu se ocupă de ea, se scoate tot. Nu, o pune pe umăr așa cum îi, o aduce între oi, iar acolo urmează procesul de curățire. Dar la început, celelalte 99 de oi trebuie să o primească, trebuie să se bucure că a venit. Trebuie să-L laude pe Dumnezeu și să spună, Doamne, mulțumim că ai mers după ea și ai adus-o înapoi. Că e de-a noastră, dintre noi s-a pierdut, nu din altă parte. Noi eram 100, dar când am fost 99, ni s-a luat inima noi. Dar știam că păstorul cel bun merge să-și caute oaia. Și acum că s-a întors, ne bucurăm și noi împreună cu tine. Și asta este abordarea pe care trebuie să avem de acceptare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iar în al doilea rând de îndrumare, ca și părinți spirituali, trebuie să le fim alături.
Că în procesul acesta e nevoie să mai dai scrieți jos, să-i mai speli, să-i mai cureți. Sunt comportamente, deprinderi, acțiuni, practici, poate anumite alunecări, poate anumite tendințe, poate anumite, eu știu, traume care s-au întâmplat în această perioadă și are nevoie de cineva care să știe, să-i spună cuvinte, care să aducă zidire, care să aducă îndreptare, care să aducă binecuvântare în dreptul celui care s-a întors. Dragă biserică, suntem datori să facem lucrurile acestea. În primul rând să-i acceptăm, să ne bucurăm că au venit înapoi și apoi să le asigurăm îndrumarea necesară, ca apoi ei prinzând aici rădăcini, stând în casa lui Dumnezeu, să poată să crească plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Doamne, lucrează aceasta și în biserica noastră. În al treilea rând, vreau să vorbesc în cele următoarele două categorii care urmează. Cum am spus, primele două categorii se desprind dintre cei care pleacă, spuneam, unii nu se mai întorc și avem datoria, cum spuneam, să ne verificăm și apoi să continuăm să ne rugăm. Iar cei care pleacă și se întorc, avem datoria să-i acceptăm și apoi să-i îndrumăm, așa cum Domnul ne va călăuzi. Iar mergând spre categoria celor care rămân, și asta se împarte în două categorii. Cei care rămân, că nu pleacă, sunt aici între noi, dar și ei se împart în două categorii. Prima categorie a celor care nu pleacă sunt cei care nu pleacă, dar sunt aici ca și cum n-ar fi. Cei care nu pleacă, dar sunt aici ca și cum n-ar fi. Sunt aici și au vieți duble, cu alte cuvinte. Așa i-aș denumi. Adică sunt aici, arată bine pe exterior, dar în interior au altă viață. Nu știe mama cu ce se confruntă, nu știe tata, nu știe biserica, nu știe nimeni. Arată bine la biserică, dar ce se întâmplă în interiorul lor îi face să fie departe, departe de noi. Această categorie avem datoria să ne ocupăm de ea, să-i cunoaștem nevoile, să-i cunoaștem durerile, să ne dăm seama de ce alege să trăiască o viață duplicitară și, sigur, încercând prin metode de disciplinare și prin pocăință, să-i ajutăm să-L caute în mod real pe Dumnezeu. Avantajul este că sunt în mijlocul nostru. Avantajul e că sunt încă între noi. Și chiar dacă au viață duplicitară, trebuie să o identificăm și să îi ajutăm să fie autentici și reali. Pentru că, de obicei, viața duplicitară duce la rătăcirea lor. Nu poți trăi multă vreme duplicitară. Nu mai poți păcări un an, doi, trei, dar mult nu poți. Nu merge mult, pentru că ceea ce ascunzi crește întotdeauna și crește atât de mult, încât la un moment dat iasă la lumină și te sperii de ce vezi acolo. Avem datoria să fim oameni înțelepți, în așa fel încât să putem identifica asemenea situații și să fim de folos celor care sunt în această categorie. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute la aceasta. Dar dați-mi voi un pic să fiu mai direct aici. Și anume să extind această imagine a celor care rămân, dar parcă nu-s de-ai noștri. Sunt în casa lui Dumnezeu, poate botezați, poate oameni care vin de mulți ani la biserică, dar în inima lor sunt departe de casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt oamenii care vor încurca lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii care doar fizic sunt aici, dar cu inima, mintea și, eu știu, implicarea sunt departe, nici nu se implică, nu interesează, sunt oamenii care înfrânează lucrarea lui Dumnezeu și din cauza lor lucrarea Domnului are de suferit. Imaginea pe care o avem aici cu tânărul acela care era mai mare, era acasă și vine ăsta, păcătosul, se întoarce, vine în minți. Și se întoarce, uitați-vă cât de mult a încurcat el acea sărbătoare a tatălui. De dată a făcut moftul. Cum? Păi el să-l primești. Păi de eu s-a dat atâta vreme aici, tu nu te-ai gândit la mine? Păi ce tată ești tu? Observați cuvinte pe care le regăsim de obicei în gura celor care sunt în biserică, dar critică tot ce e în biserică. Păi dar de ce să cânte tineri? Dar cine se ocupă de ei? Dar de ce se ocupă așa de ei? Dar de ce se cântă cu un instrument sau cu altul? Dar de ce vine sora cu tare și zice să ne rugăm pentru tineri? Dar de ce ne rugăm? Dar de ce? Dar de ce? Observați această abordare continuă să existe și astăzi în biserică. Este o abordare care încurcă lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care stau cu mâna în sân și numai văd tot ce e negru. E negru. Dar de ce îl vedem numai pe ăla negru? De ce vedem tot ceea ce greșim și când greșim, imediat nu vedem 99 de lucruri bune, vedem aia pe care o greșim. Păi de ce au zis fratele aia? De ce au făcut aia? De ce e programul așa? De ce nu e așa? De ce? De ce? De ce? De ce? Sunt oamenii aceia nemulțumiți și nemulțumirea lor încearcă să spună și altuia. Și celui de stânga și celui de dreapta. Începe să se plângă la altul și la celălalt să spună, nu-i bine, nu-i bine ce se întâmplă aici. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia.
Dragii mei, această categorie de oameni au nevoie de disciplinare. Eu mă mir că bisericile nu disciplinează astfel de oameni. Noi disciplinăm pe cei care trăiesc în curvie, pe cei care trăiesc în tot felul de păcate, dar pe cei care bârfesc, bârfa nu-i păcat, dragii mei. Vorbirea de rău nu-i păcat. Faptul că acceptăm să ni se vorbească de rău pre frați, nu-i păcat și lucrul acela. Chiar asta vorbeam la o pătiță acum de la cină, de la ora 3 la ora 5. De păcate pe care le acceptăm în viața noastră. Nici nu ne pocăim de ele. De ce pentru unele păcate pe unii pune sub disciplină și pe alții nu? De ce pentru unele păcate le considerăm că da, alea sunt grave, dar pe altele le considerăm mai nu sunt așa de grave? Știți că păcatele alea grave nu fac atât de rău bisericii pe cât le fac astea mărunte pe care le permitem între noi? Bârfa, vorbirea de rău, critica nejustificată, neimplicarea. Astea fac mai mult rău bisericii decât păcatele mari. Tânărul acesta care a rămas în casă nu era un păcătos mare. El era acolo cu tatăl său toată ziua, dar îmbufnat, nemulțumit, comenta în continuu. Și eu nici măcar un iert nu vedeam. Când am avut nevoie, n-ai venit. Dragii mei, aș vrea din toată inima să ne verificăm, să nu cumva să fim într-o asemenea categorie, iar de suntem în această categorie, e nevoie neapărat de pocăință. Dacă nu ne pocăim de aceste păcate, vom continua să înfrânăm lucrarea lui Dumnezeu. Vom continua să fim o piedică în ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze. Și ascultați-mă, Dumnezeu se va judeca cu astfel de oameni. Lucrarea va merge mai departe, dar așa cum va merge ea. Din păcate, ar putea să meargă mult mai mult, dar pentru că sunt unii care s-au dar critică, sau nemulțumit, sau îmbufnat, sau, eu știu, rău intenționat, stau numai să vadă dacă se întâmplă ceva, vânătorii de greșeli, așa cum s-a întâmplat, nu? L-a criticat pe tatăsul ăsta, de ce faci așa, de ce nu faci așa, de ce îi dai, de ce cu el te bucuri. Cuvântul Dumnezeu ne spune că ei au nevoie de pocăință și dacă nu se pocăiesc, Dumnezeu se va judeca cu astfel de oameni. Pentru că, dragii mei, nu putem încurca pe oameni, putem încurca pe ceilalți, de Dumnezeu este acela care cunoaște toate lucrurile. Avem nevoie de pocăință în sensul acesta. Avem nevoie să ne verificăm sincer înaintea lui Dumnezeu, iar de sunt asemenea lucruri. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să le dea la o parte și să căutăm, sigur, fiecare cât poate, fiecare unde poate, dar să nu fim în categoria aceasta. Fiecare cu câte, și sigur, suntem limitați în slujire, suntem limitați în putere, suntem limitați în atâtea lucruri, dar cât putem, avem datoria să facem, cum de dimineață se și predica. Darurile sunt venite de la Dumnezeu, dar nouă Dumnezeu ne cere să rodim și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar a patra categorie pe care vreau să o prezint înaintea dumneavoastră sunt cei care nu pleacă, sunt cei care rămân la locul lor și sunt cei care sunt cea mai depreciată categorie de oameni, dar cea mai valoroasă. Cei care nu pleacă, rămân și fac ceea ce trebuie să facă. E cea mai frumoasă categorie. Acela, gândiți-vă, imaginați-vă acest tânăr care a rămas acasă să nu fi comentat, să se fi bucurat și el. Nu e așa că era o categorie extraordinară. Spune, mă, uite ce fain, și tata se bucură, dar și fratele se bucură. O, ce frumos! Știți că cei care nu pleacă sunt copiii pe care îi avem astăzi în biserică, cei care sunt relativ liniștiți. Bineînțeles, cu greșelile caracteristice vârstei, dar în general sunt prezenți în biserică, în general vin aici, se implică, cântă cu copiii, cântă cu tinerii, sunt cei pe care îi avem. Ăsta e acuminții pe care avem între noi. Știți că, din păcate, această categorie de copii și de tineri este cea mai depreciată și disprețuită categorie, dar, de fapt, este cea mai valoroasă? Știți, păi nu-i prea băgăm în seamă. Îi vedem aici și bine că sunt aici. Îi vedem aici și pentru că nu excelează nimica, că sunt așa, obișnuiți printre noi, nici măcar nu ne bucurăm pentru ei, nici măcar nu mulțumim Domnului pentru ei. Îi avem între noi și bine că îi avem, ne mai și supără câteodată că fac gălăgie, ne mai și deranjează câteodată că mai falsează când cântă, ne mai deranjează câteodată că, eu știu, mai fac câte o prostioară. De obicei suntem așa deranjați de ei. Dar știți că sunt cea mai importantă categorie pe care o avem în biserică. Toate sunt importante, dar veți înțelege de ce este cea mai importantă această categorie. Știți de ce? Pentru că de mici au ocazia să crească în casa lui Dumnezeu și de mici au ocazia să se întoarcă la Domnul și Domnul să le mântuiască sufletul. Amen.
Eu am fost criticat atunci când am botezat persoane minore. Am fost criticat de unii și de alții. Poate de ce îi botez? Nu sunt prea mici. Știți de ce am botezat? Pentru că altfel îi boteza Satan afară. Prin tot felul de vicii și de prostii. Dar pentru că am văzut pocăință, am văzut naștere din nou. Și în unele cazuri și botezul cu Duhul Sfânt. Ce m-a împiedicat pe mine? Să nu îi încurajez să încheie și legământ cu Domnul la apa botezului, în mod public. Este cea mai frumoasă categorie. Din păcate, cea mai neglijată, dar cea mai valoroasă. Și de ce? Pentru că ei de mici au ales să slujească pe Dumnezeu, au ales să rămână lângă Dumnezeu și sunt cei care în biserica de mâine vor fi oamenii care vor conduce poporul lui Dumnezeu. Nu știu dacă m-ați înțeles. Sunt cei care ziua de mâine vor conduce biserica lui Hristos. Cei care sunt liniștiți aici, cei care ascultă o cântare, mai zic câte un verset și așa mai departe, cei care se apropie de Dumnezeu din tinerețea lor sunt cei mai valoroși pentru că ei, pe mâna lor, Domnul își va lăsa biserica sa. De aceea ar trebui să îi valorificăm și să ne rugăm pentru ei și să investim în ei. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Eu îmi dau seama că am fost acum, mă dau pe mine ca și exemplu că n-am altul. Dar eu mă aduc aminte că eram printre aia cu minții din biserică. Printre cei care nu prea făceau prostii, care veneau de la... Vă spuneam, de la 11-12 ani, frații m-au pus să dau un demn în biserică. Mi-aduc aminte că de la școala duminicală, de când eram, eu știu, 7-8 ani, mă punea sora Lidia, nu uit în viața mea pe sora Lidia, care m-a pus să citesc un psalm și să dau un demn. Și ea mi-a zis atunci că tu o să ajungi predicator. Eu nu m-am gândit la așa ceva în viața mea, că eu o să ajung predicator. Dar așa a zis ea. Sora Lidia mi-a zis, citește tu un psalm că tu o să ajungi predicator. A investit în mine... Sora Lidia, părinții mei, biserica a avut curajul să mă lase să dau un demn. Și, Doamne, cât m-am bâlbuit la primul un demn. Dar au fost lângă mine acolo și m-au ajutat. Și astăzi sunt păstor. Din ce cauză? Pentru că adolescența au fost niște oameni care m-au ajutat să nu mă depărtez de Dumnezeu. În cultul pentecostal nu ordinăm pe oameni care au trăit în tot felul de păcate. Ne bucurăm că s-au întors în biserică. Dar dacă s-a întors la 50 de ani, după ce au făcut câte au făcut, și recăsătorii și câte, ne bucurăm că vine aici, ne rugăm și îl binecuvântăm și îl punem la slujire. Dar ordinea nu se poate să fie niciodată. Și observați că acest număr al copiilor liniștiți să cam restrâng în biserică. Stau mai puțin. Ce om ordina peste 10 ani, peste 15, peste 20 de ani? Vă întreb eu, uitați-vă la noi, ce om ordina? Pe cine lăsăm după noi? Că și pe ăștia puțin pe care avem, nu investim în ei. Nu știu. O să avem o problemă. O să avem în mod real o problemă. De aceea, dragii mei, vă îndemn pe cei mai mici, siliți-vă să-i aduceți la casa lui Dumnezeu. Faceți tot ceea ce puteți, ca și părinți și ca și bunici și noi ca și biserică, să creăm toate condițiile ca ei să poată să vină la casa lui Dumnezeu, iar aici să crească în ascultare de Dumnezeu, iar crescând ca și micuțul Samuel de altă dată, la un moment dat să-l audă pe Dumnezeu care îi spune Samuele, 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 cine m-a strigat, cine m-a strigat? Samuele, Samuele și biserica să-i spună Domnul te-a strigat. Văd în tine o chemare. Văd în tine că Dumnezeu vrea să te cheme la o lucrare. Văd în tine că Dumnezeu vrea să facă din tine un slujitor pe baza sau pe mâinile căruia să lase în viitor biserica sa. Văd în tine lucrul acesta. Și te rog să zică, mulțumesc, Doamne. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și să înceapă cu pași mici, așa cum încep de obicei, mai stângași cum începem, dar încurajați de biserică. Încurajați de Eli. Cum era micuțul Samuel. Să crească, să crească și apoi Dumnezeu să poată să lucreze cu ei, cu el, cu ea, să lucreze minunat. Dragii mei, copiii liniștiți care avem astăzi vor fi păstorii de mâine. Fetele liniștite pe care avem astăzi vor fi nevestele de păstori de mâine. Vor fi neveste de misionari. Vor fi neveste de lucrători. Vor fi neveste și femei ale lui Dumnezeu care se vor pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și vor fi spatele unor bărbați care se vor pune la dispoziția lui Dumnezeu. Vor fi bărbați, băieții de astăzi, vor fi bărbații pe care Dumnezeu îi va folosi pentru eventuale treziri spirituale pe care Dumnezeu va face. Pentru anumite revoluții spirituale pe care Dumnezeu are în plan să o facă. Poate nu vrea cu noi, că prea ne-am strâns noi între pereți și ne-am legat așa și criticăm tot ce se întâmplă. Dar ei probabil vor fi oamenii prin care Dumnezeu va duce treziri. Mari oameni ale Dumnezeu. Vor fi oameni care probabil
Dumnezeu va schimba destinații sau poate chiar națiuni. Noi ziceam, sunt mici, nevaloroși. Dar știi tu ce plan are Dumnezeu pentru ei? Noi ar trebui să îi valorificăm cât putem de mult, să investim în ei, să punem la dispoziția Domnului resurse în așa fel încât ei să poată să găsească un mediu în casă lui Dumnezeu, să poată să crească plăcuți înaintea lui Dumnezeu și treaptă cu treaptă, zi cu zi, prin lecțiile de școală duminicală pe care le fac, prin întâlnirile pe care le avem la tineri, prin părtășia cu biserica, prin toate acestea, în mintea lor să se așeze convingeri, să se așeze acea părtășie cu Dumnezeu, acea relație personală tot mai puternică, să le cerceteze Domnul inima și apoi să fie aceia care să se decidă pentru Domnul și apoi crescând încetul cu încetul să devină oameni prin care Dumnezeu să lucreze minunat. Credeți că Dumnezeu va face lucrul acesta? Credeți că Deta este prea mic ca Dumnezeu să scoate oameni mari de aici? Nu? Se mirau oamenii că din Betlehem poate ieși ceva bun, domnule, din Betlehem, poate ieși ceva bun din Nazaret, poate ieși ceva bun din... Fiul lui Dumnezeu a ieșit de acolo. Biserica unde am copilărit eu are la actual câțiva slujitori ordinați deja. Pentru că generația aia de atunci a știut să nu le disprețuiască. Și are deja câțiva slujitori ordinați. Ieșiți din biserica aceea. Și o biserică mică, de sat. Cam atât când suntem noi aici. Dragii mei, îmi doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute. Această categorie, cum spuneam, poate cea mai neglijată, cea mai nu prea ne interesează de ei. Este, de fapt, cea mai prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei, să lucreze Domnul și să lase mare. De aceea, dragii mei, încă o dată spun, în această chemare pe care o avem, această chemare care avem să ne gândim pentru ziua de mâine, să nu ne mulțumim că e bine astăzi, pentru ziua de mâine să ținem cont de cele patru categorii. În primul rând, pentru cei care au plecat și nu se mai întorc, Domnul să ne ajute să ne verificăm, să nu cumva să fim noi problema, iar dacă suntem noi problema, să îndreptăm ceea ce trebuie să îndreptăm și apoi să ne rugăm pentru ei. Ei să rămână în continuare în rugăciunile noastre. Amin. Pentru categoria celor care au plecat, dar revin, să-i primim. Să înțelegem că Domnul i-a dus înapoi și nu un om. Îndurarea lui Dumnezeu. Domnul a fost acela care i-a căutat și i-a scos din mărăcinii și din spinii în care au fost prins. Să-i acceptăm în mijlocul nostru și apoi să-i îndrumăm pe drumul pe care trebuie să meargă. Apoi cei care sunt în casă, dar trăiesc o viață duplicitară, sigur că trebuie să identificăm viața aceea duplicitară și cu înțelepciune să-i ajutăm să se pocăiască. Să-i ajutăm să aleagă, să nu mai trăiască o viață duplicitară și să trăiască o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Doamne, lucrează pocăința și în inima lor. Și apoi, dragii mei, să ne rugăm și pentru cea de-a patra categorie, a celor care sunt aici, care nu pleacă, care sunt aici și care vor rămâne aici. Să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i păzească, Domnul să-i însoțească, Domnul să-i țină pe brațul său, iar în creșterea lor, Domnul să-i păzească de lucrurile, de situații rele, de atracțiile lumii acesteia, să poată să rămână în brațele Domnului și apoi când vor decide pentru viața lor ce să facă, să le aleagă pe Domnul, iar ei să crească în apropiere de Domnul. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin. Cum, dragii mei, aș dori să facem o rugăciune, așa cum am spus, o rugăciune specială pentru toți cei